Salut! Astăzi, dintr-o tufă de mur de la un vecin, am să recoltez câțiva butași. Am să iau două tipuri de butași. Butași care deja au atins solul și au produs rădăcini. Îi scot din pământ, ușor cu o cazmă, și butași formați doar din lujerele murului. Așa că facem operațiunea și trecem la plantare. După ce am recoltat butașii de mur, precum și murul cu rădăcina, îl replantăm în locul pe care ni-l dorim. Pentru butașii care au deja rădăcini, rata de succes de prindere este de 100% fără niciun fel de discuții. O groapă simplă de 30 pe 30 de centimetri. Adăugăm în groapă butașul cu rădăcini, acoperim cu pământ și stropim cu 5 litri cu apă. Pentru celălalt tip de butași, adică doar butașii neînrădăcinați, îi punem direct și pe ei în groapa de plantare și adăugăm pământ, tasăm bine și udăm. Și la aceștia rata de prindere este de 70-80%, sigur 50%. Tasăm și udăm. Butașii au o lungime de 50-60 de centimetri. În groapă punem butașul ca să formeze un arc de cerc, pentru ca partea de plantă în contact cu pământul să fie cât mai mare. Și astfel, punctele de naștere a noilor rădăcini să fie cât mai multe. Cu cât mai multe rădăcini, cu atât planta se va dezvolta mai bine. Am plantat și udăm. Și gata, am terminat de plantat butașii de mur. Acum avem răbdare, primăvara a sosit, căldura a sosit, vor avea resurse și energie pentru ca acești butași să devină tufe roditoare de mur. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!